Domnul mare stau pe acoperiș. Care sare prima? Aia de mentă. Pentru că asta e bună. Asta e bună. Salut, șacalilor! Ce faceți? Frumos și mai facem o chestie. Deci cine rezistă până la final, deși e imposibil, o, e să mor, dacă nu-i dau follow, bă, pe Instagram, îi dau ce vrei, este imposibil. Pentru că simți așa cum te taie glumele astea românilor, știi cum îți? Îți exact glumele alea pe care și le trimit părinții, știi, pe grupurile alea de WhatsApp, știi? Glumele alea, știi, cu scrisul așa blurat, știi, pentru că îți trimise de 500 de ori și le s-o pierd în calitate. Exact glumele alea, bă. Bun. O, da, frumoșilor, va fi foarte amuzant. Să vedem cine poate să se abțină din râs. Mamă, abia aștept, abia aștept. 30.000 de like-uri și începem, gata. Hai să vedem. Bancuri amuzante de faci pe tine. Bancuri amuzante de faci pe tine. Top 100 de glume bune pentru toată lumea. Ia veți vedea aici, ia uite aici. Hai de capul meu. Hai de capul, nu vreau să mă gândesc. Ia să vedem. Bancuri cu bulă. Bula are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, așa că merge la doctor. Să ne bunezi, dar n-are bulă asta toate bolile cu I, cu Y, cu X, cu E, A, B, C, D, E, F, G, să mă, dacă nu. Adică probleme de sănătate direct intră toate, dar nu vreau să strig gluma, gata. Îl întreabă doctorul. Ia zi bulă, obișnuiești să fumezi? Bulă. Așa și așa. Dar cât înseamnă așa și așa? Păi cam 4 pachete pe zi. O, dulciuri mănânci? Așa și așa, cam 5 ciocolate pe zi. Sărat mănânci? Așa și așa, cam o soliță pe zi până în mâncare. Grăsim mănânci? Așa și așa, cam un kil două de slană pe zi. Prăjit mănânci? Cred că poți să nu că așa și așa din nou. Pe zi, așa și așa pe zi, cam câte omletă de 4 ouă și cartofi prăjiți, asezonați cu cărnați. Aha, dar de băut bei? A, da, de băut beau. Respiră, Snicule, respiră, Snicule. Snicolini bombini, rezistă Snicolini bombini. Aole, adică în caz că nu v-ați prins, băi, neamuzanților, el așa și așa, deși era mult, era așa și așa, dar când a venit vorba de băut, au recunoscut, adică n-ar mai fi 5 pachete pe zi, ar fi o duzină. Extraordinară gluma, extraordinar, extraordinar. Fiți atenți cum facem, îmi lăsați cea mai amuzantă glumă pe care o știți voi în comentarii, eu citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Țineți cont că am căutat pe Google glume amuzante de faci pe tine de râs, deci o să leșinăm. Deci astea sunt cele mai amuzante glume, totul superlativ. Ia, merge bulă la un magazin alimentar și întreabă. Bună ziua, fiți amabilă. Aveți pâine? Da, avem. De care doriți? Păi aveți de mai multe feluri? Da, de azi, de ieri, de-alaltă ieri. Bineînțeles că doresc una de azi. Reveniți, vă rog, peste 2 zile. Deci nu știu dacă ce-am prea prost sau mi s-a blocat creierul, dar n-am înțeles, o să mor. Și Dumnezeu a fost asta, e că n-am înțeles-o. Deci dacă vrei una de azi, să revii peste 2 zile. De ieri, de-alaltă ieri. Nu, sunt prost, deci sunt prost eu, cred că. Profesoara. Bulă, cum se numesc persoanele care continuă să vorbească altora, deși e clar că cele din urmă nu mai sunt interesate de discuție? Bulă. Se numesc profesor, doamnă. Vă rog, dați-mi una în cap, că nu mai pot să mor eu. Nu mai pot cu astea cu bulă. Hai să venim la bancuri seci, bancuri seci. Ia. Mamă, deci abia aștept să râd. Ia să vedem. Nimeni și prostul erau pe o barcă. Nimeni se înneacă, iar prostul strigă la salvamar și zice: bă, s-a înnecat nimeni. Tu ești prost? Da, eu sunt. Știți că mi-a zis toți că chelesc, văd și eu că chelesc. În schimb, n-am chelii, bă, de stres. Eu n-am chelii de genă, de stres. Eu am chelii din cauza videoclipurilor de genul, bă. Gândiți-vă la câte porcării am reacționat eu, bă. Gândiți-vă de câte ori mi s-a strâns pielea așa pe mine, bă. Asta e treaba, de asta chelesc eu, bă. Doamne, asta mă omoră, nu mai pot. Asta mă omoră de tot, deci mi s-a înfundat nasul, bă, jur, dacă nu. Zoro vede o tipă care arată super. Ca să o impresioneze, face un Z pe gard. Tipa: wow, Superman. Foarte amuzant. Alo, mamă, nu te speria, te rog să nu intri în panică, nu e nimic grav, dar sunt la spital. Manole, ești medic de 10 ani, nu mai spune asta de câte ori mă suni. Mă doare sufletul. Bancuri noi în 2020, deci sunt aproape, aproape noi suntem, ajungem în 2022, nu mai sunt atât de noi, dar sunt, contemporane, bancuri moderne, da? Cu bancuri noi sau bancuri vechi, e bine ca 2020 să-ți aducă multă voie bună alături de cei dragi. Așa că iată câteva dintre glumele, câteva glume inspirate. Mamă, nu pot să cred că a fost chestia asta și asta chiar râde la chestia. Deci ăsta e genul de imagine, bă, de trei părinții noștri, mă, vă jur. Cu scris de asta așa, stricat așa și cu un om care râde. Aaa, nu mai
mai poderos. Când văd unchii noștri, știi, și-și trimit, știi, ei între ei, mamă, zic, mamă, nu mai pot. Bă, bună asta, bă, Marcele, dacă am citit-o la cafea, Marcele, zic că mor, Marcele, am zis că mor. O bătrânică își strigă pisica. Pis, pis, pis. Pisica îi răspunde. Pace și ție, mamaie. M-am tâmpit, să vă zic sincer, am nevoie de a little break, așa să zic, pentru că simt că mor. Efectiv, eu am crezut că s-a amuzat, să mor eu, nu știu, mi-groază rău de tot. Un rus se școală de dimineață, adică un rus se școală de dimineață. Cea mai bună glumă asta a fost, să mor eu. Și vede tancuri cu steagul Americii în fața casei. Iese urlând, freedom, freedom! Un soldat iese din țâng. Iese din țâng? Ma. Mamă, deci nu pot să cred că la școală o zis școală și la... Tank o zis țâncă. Mamă, bă, să mor eu, bă, la tank zis țâncă, bă, să mor eu, ce fel de autocorector aveți, bă, ăștia de scrieți bancuri. Și ca să termin gluma, niet freedom, Halloween. Simt că vreau să-mi clip clipul acum. Deci eu n-am văzut în viața ceva mai neamuzant decât asta. Să mor eu, deci nu există, bă, n-ai cum, bă, nu, dar vreau să citesc o glumă, bă, foarte... Să mor eu, bă, bancuri foarte amuzante, bă, trebuie să fim, bă, un banc foarte amuzant, bă. Dă-o, bă, încolo, bă. În august an are mere, în octombrie an are țuică. Vrei să gustați? Uite, o glumă, bă, bună. Bună, naturală, e țuică. Deci foarte bună. Ia, fii atent. De ce nu poți să joci șah cu țiganii? Ia, fură cai. Bă, bună. Bună, într-o oarecare măsură, uite, eu nu știam pe asta. Adică, acum sunt prea trist să mai râd. Dar dacă aș fi fost în starea mea bună, aș fi râs. Dar nu pot. Nu pot. Vaca de pe ambalajul Milka nu-i pusă de reclamă acolo. Îi pusă să vezi cum te faci dacă mănânci multă. Ma. Astea sunt glume între mătuși, știi? Glumele alea între mătuși. Dar ce mănânci atâta? Măi, mare, eu mă, dar știi cât te faci mare, știi? Că, astea sunt glume de mătuși. Câți ani ai? Nu e frumos să întreb așa ceva o femeie. Atunci ce greutate ai? 40 de ani. Ia verificam dacă click. Ia. Proverbe încurcate. Ochii care nu se văd, se uită după alt. Trăim în România și ne doare în 14. Noapte bună. Și de ce o pus-o pe femeia acolo? Nu, care-i treaba, bă? Nu mai... Poți, bă, da o glumă bună, bă. Glume cu matematică. Ia uite, glume cu matematică. Ia să vedem glume cu matematică. Îți pun doar o singură întrebare. Câte păsărele sunt pe copac? Elevul, 5. Învățătoarea. Dar de unde știi? Elevul. Ei, asta, altă întrebare. Dumneavoastră mi-a spus că îmi puneți doar o întrebare. Păi și unde e matematică? Intră un matematician într-un magazin foto și zice: aș dori să-mi developați filmele astea. 9, 13, 1, 11, 2, și... Ce fierbe la 100 de grade, întreabă profesorul. Apa, răspunse Ionel. Dar la 90 de grade? Unghiul drept. Mamă, deci cred că rădea proful meu de mate la glumele astea de... Nu mai putea. Cred că îmi dădea like, subscribe, clopoțel activat când vedea. Glume cu matematică, vă pup, domn profesor. Fiți atenți, matematicienii între ei, fii atent. Superb. Glume seci, tipic matematicienilor. Mișto. Superb. Matematică distractivă și interactivă. Bravo cui le-a scris. Foarte drăguțe bancurile. Nota 8. Super tare amuzante. Nu mai pot. Deci dacă credeți că nu se poate mai rău de atât, glumele astea amuzante sunt pe B1. Ca să vă dați seama cât o să râdem. Bancuri seci amuzante. Oxigenul și magneziul s-au cuplat. OMG. Doi vulturi stăteau pe o cracă. Unul era pleșuv și unul era să cadă. De ce ținea Mihai Viteazul securea în mâna stângă? Ia uite, de mâner, tare asta, adică de ce o ținea? De mâner, cum să dă-i credeai cu tine de lamă? Nu, de mâner, ia. Doi schelete se ciupeau de pe... Hai, e bună, rău, clasică, asta e clasică, ia. Două mămoane stau pe acoperiș, care sare prima? Aia de mentă. Pentru că e... Asta e bună. Asta e bună. Două mămoane... Care mămoane sare prima? Aia de mentă. De mentă. Ia să mă gândesc, bă, eu nu știu glume, oare, poate, ia să mă gândesc dacă știam și eu glume, bă. O portocală și o piersică stăteau pe un pod foarte aproape, știi? Portocala îi zice la piersică: ai grijă să nu pici. Pici, adică, în engleză pici înseamnă piersică. Ce fac doar bine pe lună? Luna de miere. De unde iau un țigan lumină de Paște?
de la stâlp. N-am înțeles-o. A doua 10-a zi de carantină, am ieșit de la duș și m-am spălat pe mâini. Wow, asta când au venit valul ăla nebun, știi, o glumă foarte contemporană așa, ia. Vin ajutoare financiare din Botswana. Adică vin, na, știți ce e, așa. Vara 2020 pe plaja de la nudiști, fără chiloți, dar cu mască. Ia, uite-o pe asta, că mi-aș imagina, vă leu ce glumă bună, da. Șacalilor, cam astea au fost glumele, îmi pare rău pentru ce o trebuie. Dacă ați rezistat, deci dacă ați rezistat până în momentul ăsta, mie mi s-a scurs energia, nu știu cum sunteți voi, dar mie în momentul ăsta mi s-a scurs energia, bă, nu știu, poate sunteți la masă, mâncați, vă uitați, aveați nevoie de ceva la care să vă uitați, îmi pare rău, dar eu nu mai rezist, îmi pare rău cu toată stima și cu tot respectul meu, mi s-a scurs energia. Așa, cam ăsta au fost clipul, dacă ați rezistat până aici, să-mi dați mesaj pe Instagram, să facem treaba, deși cred că e imposibil. Aveți canalul de gaming în descriere, cod SNEAK pe Foodshop 10 la reducere. Ce să vă mai zic, bă, mersi că m-ați stat până aici, este ceva într-adevăr foarte greu de ajuns, dar vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru tot suportul, vă mulțumesc că vă gândiți la mine fiecare miercuri, sâmbătă la ora 2, ne vedem pe canalul ăsta, vă pup și vă iubesc, da? Ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Pupu!